Stimați colegi, bună ziua din nou! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Am zis din nou pentru că astăzi am mai avut încă două ședințe și mă refer la ședința Comisiei Situații Excepționale și la ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. La ședința Comisiei Situații Excepționale am examinat demersurile parvenite din partea autorităților publice locale din raioanele care au avut de suferit în urma precipitațiilor abundente în perioada recentă. Au fost alocate mijloace financiare pentru suport localităților din raionul Criuleni, Glodieni și Soroca. De asemenea, au fost alocate mijloace financiare pentru demolarea blocului de locuit din orașul Otaci, raionul Ocnița. Proiectul respectiv de alocare nemijlocită a banilor va fi examinată în ședința de guvern, dar la comisie a fost aprobate aceste demersuri. De asemenea, în procesare sunt adresările din partea altor autorități publice locale care de asemenea au avut de suferit în urma inundațiilor și aici mă refer adresarea din partea primăriei Cumbrat și a Comisiei Situații Excepționale Otaga Găuzia pentru suport locuitorilor din orașul Cumbrat, în jur de 50 de familii care au avut de suferit în urma inundației. Deci acele documente trebuie rapid procesate ca să le putem examina la Comisiei Situații Excepționale și să alocăm banii respectivi. Același lucru se referă și la unele localități din raionul Ialoveni. Deci, estimați colegi, cât de rapid posibil să procesați aceste documente și să venim cu suportul pe care îl așteaptă cetățenii noștri care au avut de suferit. De asemenea, dosarul privind filarmonica de stat trebuie să fie finalizat, pentru că și aici este necesar de alocat bani pentru a înlătura consecințele acelui incendiu devastator care ne-a lăsat fără acest edificiu istoric și drag sufletului fiecărui moldovean. Vorbeam și despre ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și aici vreau să rog pe doamna ministru a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, să ne prezinte principalele decizii ale acestei ședințe. Mulțumesc mult, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi. Într-adevăr, astăzi Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a primit o nouă hotărâre. Astfel au fost extinse raioanele unde a fost instituit codul roșu de alertă și respectiv a fost extinsă starea de urgență în sănătate publică, deci în aceste unități administrative teritoriale. Totodată, reieșind din faptul că urmează scrutinul electoral, pe platforma intersectorială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au avut loc mai multe ședințe și am venit cu mai multe măsuri de protecție pentru cetățeni în ziua alegerilor, dar și exercitarea dreptului la vot în contextul situației epidemiologice. Foarte succint menționez că accesul în secțiile de votare, dar și sediul organelor deci electorale se va realiza doar în mod obligatoriu cu purtarea măștii și în acest context birourile electorale ale secțiilor de votare vor asigura cetățenii cu câte o mască pentru exercitarea dreptului constituțional la vot. Foarte multe întrebări au apărut cum va fi exercitat acest drept la vot pentru persoanele care sunt deci îmbolnăvite sau care manifestă simptomatic în contextul infecției COVID-19, inclusiv în ziua alegerilor, până la orele 15 a fost stabilit că persoanele au posibilitatea în scris, deci sau în mod verbal, să solicite exercitarea acestui drept la vot prin intermediul echipelor mobile care se vor deplasa la domiciliu.
În cazul în care persoanele s-au prezentat deja la secție de votare până la orele 15, dar manifestă simptomatică, precum este febra, tusa, deci în condițiile date nu se va permite exercitarea dreptului la vot și se va face înscrierea persoanei pentru exercitarea acestui drept la vot la domiciliu, reiterez, prin intermediul echipei mobile. Dacă persoana însă a venit după orele 15, în condițiile respective vor fi întreprinse toate măsurile, adică purtarea măștii, mănușilor, acel coridor verde pentru persoana respectivă pentru a-și exercita dreptul la vot, cu dezinfectarea imediată, deci în contextul în care o altă persoană urmează să-și exercite dreptul la vot. Au apărut întrebări și aici iar și în hotărâre se menționează ce vor întreprinde persoanele care sunt într-un regim de autoizolare, nu doar din cauza problemelor de sănătate, dar când sunt suspecți sau atunci când au revenit, sunt contacți, când au revenit de peste hotare, deci iarăși în condițiile respective au posibilitate să solicite exercitarea dreptul la vot prin intermediul echipelor mobile, prin notificările de rigoare care se fac. Dar aspectul cheie este că totuși birourile electorale a secțiilor de votare vor asigura cetățenii cu măști pentru a minimiza răspândirea și infecției COVID-19 și a exercita controlul acestei infecții. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, doamna ministru. Deci, elementul principal este achiziționarea de măști pentru alegători din partea Comisiei Electorale Centrale și admiterea în interior, în cadrul acestor birouri electorale, doar cu purtarea măștii, fiecare ne luăm de acasă sau se oferă cetățeanul înainte de a intra în acest birou. Vă rog atenție maxim sau suport maxim pentru Comisia Electorală Centrală în cazul persoanelor care sunt la autoizolare sau sunt confirmați pozitiv și se află la domiciliu, deci fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul, posibilitatea să își exercite dreptul de vot și aici trebuie de alocat toate resursele necesare în acest context. Stimați colegi, suntem în data de 13 octombrie, mâine 14 este sărbătoare mare la Chișinău, este hrana orașului. Bineînțeles, venim cu felicitările din suflet cu pentru locuitorii municipiului Chișinău cu această sărbătoare. Totuși, dacă vorbim de sub aspect antiepidemic și de COVID-19, rugămintea este ca toți cetățenii, locuitorii, oaspeții capitalei să respecte regulile antiepidemice, ori evoluțiile continuă să ne îngrijoreze atât la noi cât și în întreaga regiune și în Europa. Vedeți cum evoluează numărul de cazuri. Deci suntem cu toții în continuare în alertă și trebuie să fim precauți. Stimați colegi, acestea au fost informațiile înainte de a procede la examinarea subiectului de pe ordine de zi. Dacă cineva din membrii guvernului are ceva propuneri, careva propuneri, întrebări la proiectul agendei propus, vă rog să vă expuneți. Dacă nu, considerăm agenda aprobată și rog domnul ministru Serghei Ralean să prezinte subiectul numărul 2, asta deoarece subiectul numărul 1 cu privire la cadre nu avem proiecte. Mersi mult, stimate domn prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea programului pilot de creare a platformelor industriale multifuncționale. Necesitatea elaborării și implementării unui program pilot pentru crearea platformelor industriale multifuncționale în PIM a apărut inclusiv din considerentul că repartizarea platformelor industriale existente nu este uniform. Astfel, în 18 regiuni raioane nu există locații specializate pentru atragerea investițiilor. Respectiv, prin acest program pilot se urmărește dezvoltarea în regiunile respective a unor locații dotate complet din punct de vedere al utilităților, ceea ce le va face atractive pentru dezvoltarea industrială. Programul va fi finanțat anual de la bugetul de stat în limita mijloacelor alocate în acest scop.
Astfel, conform legii bugetului de stat pentru anul 2020, pentru crearea infrastructurii platformelor industriale multifuncționale, sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 50 milioane lei. Totodată, în calitate de unitate de implementare pentru acest program pilot, se desemnează Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlociu. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului hotărârii Guvernului în cauză. Mersi. Mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect de hotărâre a Guvernului, care vizează crearea celor deja nu 16, dar 18 platforme industriale pe teritoriul Republicii Moldova. Aici o să specific că ultimele zile am acceptat includerea încă două raioane în acest proiect. Este vorba de raionul Cimișlia și Ceadăr Lungă. Deci aceste autorități publice locale din aceste raioane au identificat terenurile respective, au chiar și proiectele tehnice pentru a pregăti aceste platforme și considerăm că o asemenea atitudine și inițiativă din partea autorităților publice locale din Cimișlia și Ceadăr Lungă trebuie susținută. De aceea și cu aceste două raioane vom merge în proiectul respectiv. Avem alocate 50 de milioane de lei în acest an pentru pregătirea acestor platforme și proiectul dat vine să asigure cadrul normativ secundar pentru acest proces. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Domnul ministru Raelean, colegii de la ODIM, Agenția pentru Investiții, după cum cunoașteți, în noiembrie, la data de 21, dacă nu greșesc, o să organizăm renumitul forum Moldova Business Week. Eu o să vă rog foarte mult să pregătiți o informație detaliată despre aceste platforme, astfel încât investitorii străini să obțină informația din prima sursă și să le putem oferi aceste platforme pentru investiții. Subiectul numărul 3, domnul ministru Ioan Pierjă, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenția dumneavoastră spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea cerințelor speciale pentru introducerea și circulația plantelor, produselor vegetale pe teritoriul Republicii Moldova, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 594 în 2011. Proiectul menționat a fost elaborat într-o executare a Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Totodată, proiectul hotărârii Guvernului este armonizat și cu punctul 4 din Directiva de Punere în Aplicare a Comisiei numărul 523 din 21 martie 2019. Totodată, necesitatea actualizării cerințelor speciale pentru introducerea și circulația plantelor, produselor vegetale pe teritoriul Republicii Moldova, este necesară urmarea evoluției cercetărilor științifice și tehnice efectuate în comunitatea satelor UE, rezultatele cărora au confirmat că unele plante, produse vegetale, pot fi gazda unor organisme dăunătoare și pot prezenta risc fitosanitar cu impact economic. Aprobarea proiectului vine să modifice cadrul normativ existent în domeniul fitosanitar prin armonizarea la cerințele comunitare, în vederea prevenirii introducerii și răspândirii organismelor dăunătoare cu scopul protejării producătorilor agricoli locali, de infestarea plantelor, produselor vegetale cu organisme dăunătoare noi, dar și neidentificate pe teritoriul țării, și totodată facilitarea relațiilor de comerț cu țările terțe. Implementarea proiectului dat nu va implica mijloace financiare suplimentare. Proiectul a fost supus consultărilor publice și avizat pozitiv de toate ministerele și departamentele interesate. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări să interveniți. Tot e clar, întrebări nu, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc, stimate domnule ministru Ion Pierjo, un subiect pe care l-am discutat inclusiv astăzi ține de finalizarea procesului de alocare a celor compensații parțiale pentru pierderile grupa 1 de cereale. Am înțeles că este un număr peste 200 de agenții economici care au depus actele la timp, dar din cauza că unele autorități publice locale nu le-au prezentat
la minister la timp, avem situația când trebuie să soluționăm această problemă. Puteți să-mi dați o informație și care este viziunea ministerului, pentru că avem mai multe adresări de la agenții economici care trebuie să beneficieze de acest suport, dar din cauza unor birocrați nu au primit. Care este situația? Într-adevăr, stimați domnule prim-ministru, stimați colegi, avem în jur de 250 de agenții economici care au actele în regulă, care au făcut toate actele în conformitate cu cerințele Comisiei Situații Excepționale până la data de 30 iunie, dar nu au fost aprobat, întrucât hotărârea Guvernului prevedea că până la data de 18 mai listele fusese finalizate, ele au fost prezentate după această dată, însă au fost făcute actele în perioada stabilită. Au fost mai multe cauze, bine, momentele încă se discută, în unele cazuri primăriile nu au reușit să transmită actele, în alte cazuri era vorba de comisiile agricole la nivelul raional. Acum toate aceste acte sunt în cadrul Ministerului Agriculturii, cea mai mare parte din ele, după cum vă spun, este vorba de aproximativ 250 de producători agricoli. Suntem în identificare mijloacelor financiare, după cum am discutat, și în cel mai scurt timp noi vom înainta modificări la hotărârea Guvernului menționat pentru a putea să-i achităm pe toți. Înțeleg că și acești 250 de agenți economici vor primi suplimentar acel suport pe care deja l-au primit peste 1500 de agenți, adică suplimentar la cele 300 de milioane, dacă înțeleg eu corect. Întocmai suplimentar la cele 300 de milioane, domn prim-ministru, în conformitate cu hotărârea Guvernului, sumele pe suprafață, pe unitate de suprafață, în conformitate cu culturile care au fost prezentate, toți vor primi mijloace financiare. Mulțumesc. Informații cu privire la recolta strugurilor, fructelor, în ce situație ne aflăm, dacă au piață de desfacere și dacă întâmpină producătorii agricoli ceva dificultăți la această etapă, care de regulă la sezon apar, fie vamă, fie alte circumstanțe, prețuri și tot așa mai departe, înțelegeri de cartel, monopolizare și multe, multe altele. Ce avem anul acesta? Domnule prim-ministru, în anul acesta practic totul este bine, totul este la nivelul cuvenit, să spunem așa. Chiar dacă roada și la fructe și la struguri este mai joasă cu 10-15%, în dependență de soiuri, poate să fie și până la 20%, însă, la preț, strugurii sunt la un preț cu mult mai înalt de cum au fost anii trecuți. Practic, strugurii tehnici sunt în căutare astăzi de către vinificatori. O parte din struguri încă sunt în proces de recoltare. Nu avem datele finale cât iese până la urmă roada globală pentru acest an. Fructele, la fel, sunt în proces de recoltare. Mă refer în cea mai mare parte la mere. Și la fel, prețul la mere astăzi este destul de înalt comparativ cu anul trecut. Eu nu mă refer la prețul pe piață, este la nivelul anului trecut. Dar ceea ce merge la export, practic, este un preț mult mai înalt. De aceea, producătorii agricoli au doar de câștigat în acest an dificil. Bariere la vamă, în alte structuri statului, polițiști și tot așa mai departe. Nu avem raportări la aceste... Nu sunt absolut niciun fel de bariere la vamă. Fructele noastre sunt cerute pe piețele internaționale, la fel ca și strugurii. Nu avem astfel de informații din teritoriu. Mulțumesc. Și ultima informație. Ziceam cu lucrările sezoniere acum, cu semănatul de toamnă, dacă avem ceva probleme în acest capitol și dacă avem informații în ce măsură au fost inițiate aceste lucrări? Lucrările au fost inițiate, domn prim-ministru, și lucrările sunt întoi. În unele regiuni, în unele raioane au fost ploi și se mai prevăd și ploi și în această noapte. De aceea, cum permit, în dependență de raioane, unde se permit condițiile climaterice, are loc semănatul culturilor de toamnă în acest moment. Noi am solicitat informații din raioane, informații operative. Raioane încă nu sunt gata să prezinte pentru că merg lucrările acum.
dar până la sfârșitul acestei luni ele ar trebui să se finalizeze. Am avut discuții și cu producătorii agricoli, o bună parte dintre cei care au beneficiat de fapt de acele ajutoare din partea statului. Desigur că a fost un ajutor salutat încă o dată de către toți, pentru că anume aceste mijloace financiare și le-au ajutat ca să îndeplinească lucrările de toamnă la nivelul cuvenit. Cu semințe, la fel, suntem asigurați. Aici probleme nu sunt. Mulțumesc. La capitolul semințe, noi am fost cu dumneavoastră la selecția Belts. Am reușit să restabilim controlul asupra circa 1200 de hectare acestei instituții care pot fi folosite pentru cultivarea soiurilor autohtone care sunt foarte rezistente și la secetă. Vă rog, domn ministru, împreună cu domnul director a Agenției Proprietății Publice, verificați dacă ei pot desfășura activitate așa cum ne-am planificat și în caz de suport, vă rog să-l acordați. Subiectul numărul 4, domn ministru Serghei Railean, vă rog. Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea regulamentului privind modelele unice ale titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren, modul de completare, eliberare și păstrare a acestora. Proiectul hotărârii de guvern este elaborat în temeiul articolului 20 din Codul Funiciar, care prevede că titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren se eliberează de către Agenția Proprietății Publice în cazul atribuirii de către stat a terenului proprietatea statului, iar forma de titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren se stabilește de guvern. Astfel, în scopul conformării cadrului normativ, prevederilor menționate, prin proiect se propune aprobarea modelelor unice ale titularilor de autentificare a drepturilor deținătorilor de teren eliberat de către Agenția Proprietății Publice, în cazul atribuirii de către de stat a terenului proprietatea statului, autoritățile administrației publice locale, în cazul atribuirii de către acestora a terenului proprietatea unităților administrativ-teritoriale. De asemenea, în proiect se stabilește modul de completare, eliberare și păstrare a titlurilor de autentificare a dreptului deținătorilor de teren. Totodată, proiectul prevede abrogarea hotărârii de guvern numărul 449 despre aprobarea modelelor unice ale documentului ce confirmă dreptul de proprietate, posesiune și beneficiere funciară. În contextul celor expuse, solicit respectuos aprobarea proiectului de hotărâre prenotat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnul ministru, stimați colegi. Dacă sunt întrebări, nu sunt, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 5, domnul ministru al Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șară, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului cadru privind organizarea concursului de selectare a autorului monumentului de for public sau operii comemorative de război. Necesitatea elaborării prezentului regulament este impusă de modificările operate la legea monumentului de for public numărul 92 din 2011 și legea privind regimul mormintelor și operilor comemorative de război, numărul 61 din 2017, adoptate prin legea cu privire la modificarea unor acte legislative din 11.06.2020. Printre valorile culturale ale patrimoniului național, un loc aparte îl ocupă monumentele de for public și operile comemorative de război. Aceste opere de artă plastică monumentală care sunt amplasate în spațiile publice ale localității sunt destinate să completeze imaginea urbanistică, se contureze personalitatea specifică a localităților, se comemoreze personalități netorii. Documentul stabilește procedura de organizare și desfășurare a concursului, condițiile de participare și de prezentare a proiectelor de concurs, precum și procedura de desemnare a proiectului câștigător. Concursul se organizează în scopul de a selecta autorul monumentului de for public sau opere comemorative de război, și de a asigura înaltă ținută artistică a operelor de altă monumentală ce vor fi amplasate în spații publice, pe terenuri aflate în domeniul public al statului, ori a unităților administrativ-teritoriale. Menționăm că concursul este organizat de către autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale de nivelul 1 și 2, Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, în calitate de autoritate contractantă și beneficiar final.
În cazul concursurilor organizate pentru edificarea operelor comemorative de război, acestea se vor desfășura cu notificarea Ministerului Apărării în vederea respectării acordurilor interguvernamentale privind memoria militară semnate cu guvernele altor state. Participanții la concurs pot fi autori individuali, echipe de autori, ori persoane juridice de profil, licențiate în domeniul proiectării și construcției și creației monumentale. Cheltuielile aferente organizării și desfășurării concursului de selectare a autorului monumentului de for public sau opere comemorative de război urmează a fi acoperite din contul și în limitele alocațiilor aprobate în bugetele autorităților publice centrale și locale, inclusiv și din donații, sponsorizări și alte neinterziție de lege. Proiectul a fost consultat cu reprezentanții APD din nivelul 1 și 2, societatea civilă, experți în domeniul arhitecturii și artelor vizuale. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt careva întrebări sau intervenții. Nu sunt, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 6, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimată domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Scopul proiectului constă în acordarea unui sprijin din partea statului în vederea restituirii valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice. Proiectul dat este elaborat în baza legii numărul 1225 din 1992 privind reabilitarea victimilor represiunilor politice potrivit căreia persoanele supuse represiunilor și ulterior reabilitate sunt reintegrate în drepturile politice, sociale și civile pierdute de acestea în legătură cu represiunile politice. Ministerul Finanțelor, în baza deciziilor comisiilor speciale prezentate de autoritățile administrației publice locale și a titlurilor executorii irevocabile, eliberate de către instanțele judecătorești, urmează să aloce mijloace financiare de la bugetul de stat autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea, o sumă totală de 647,8 mii lei. Conform proiectului propus, patru persoane fizice din raioanele Cimișlie, Ialoveni și Sângerei vor beneficia de compensație pentru valoarea averii confiscate, naționalizate sau scoase în orice mod din posesie. Pentru implementarea prevederilor proiectului menționat, în legea bugetului de stat pentru anul 2020 au fost precizate mijloace financiare în volum de 3 milioane lei. La moment, alocațiile disponibile în vederea restituirii valorii bunurilor prin achitarea compensației persoanelor supuse represiunilor politice constituie 1.468.000 lei. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. Obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerare la definitivarea proiectului. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, proiectul este cunoscut, periodic noi îl reaprobăm, realocăm sau alocăm mijloace pentru persoanele care au fost supuse represiunilor politice. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 7, domnul secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Sergiu Golovaci, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. Proiectul prenotat prevede transmiterea din proprietatea raionului Ștefan Vodă, în proprietatea statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în special Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă, un teren cu suprafață de 0,067 hectare, din raionul Ștefan Vodă, în special orașul Ștefan Vodă, strada Păcii numărul 3, și construcția respectivă care este situată pe această suprafață de 185,2 metri pătrați. În scopul amplasării sediului sectorului de poliție numărul 1 al Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă. Aprobarea proiectului propus are ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă și sporirea nivelului de realizare a obligațiilor funcționale a Inspectoratului General al Poliției prin edificarea unui sector de poliție modern. Astfel,
În scopul regionalizării structurilor poliției și în vederea creierii unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde și practici ale Uniunii Europene, în măsură să răspundă activ și în mod egal la nevoile cetățenilor și ale societății, în ansamblu, este necesar ca sectoarele de poliție să dețină sedii care să corespundă cerințelor și standardelor procesului de reformare a poliției în care ne aflăm astăzi. Prin urmare, în scopul realizării intereselor statului, în consolidarea capacităților poliției de asigurare și menținere a ordinii publice la nivel teritorial, considerăm oportună promovarea proiectului prenotat. Proiectul a fost avizat de toate autoritățile tangențiale și, respectiv, avizele sunt pozitive pentru promovarea acestuia. Implementarea amendamentelor propuse nu implică cheltuieli financiare sau alocarea unor mijloace financiare suplimentare. Rog, stimați membri ai Guvernului, să susțineți proiectul în cauză. Vă mulțumesc, domnule ministru, stimați colegi. Propun să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 8, domnul ministru al Economiei și Infrastructurii, Serghei Răleanu, rog. Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 231 cu privire la comerțul interior. Scopul proiectului constă în reglementarea calitativă, transparentă și eficientă a raporturilor juridice dintre comercianți și autoritățile administrației publice, prin facilitarea procesului de punere la autoritățile administrației publice locale a notificărilor de inițiere, modificare sau încetare a activității de comerț și a procedurilor conexe, îmbunătățirea procedurii de depunere a notificărilor în comerț prin intermediul SIA-GEAP, Sistemul Informațional Automatizat, simplificarea și transparentizarea procesului de obținere a amplasamentelor pentru comerțul ambulant, schimbarea conceptuală a procedurii simplificate de acces în piețe a producătorilor casnici și întreprinderilor producătoare de produse agroalimentare în baza de declarație pe propria răspundere, stabilirea și aprobarea la nivel de lege a nomenclatorilor unităților comerciale, reglementarea modului de vânzare a produselor la preț redus. Proiectul nu are impact negativ asupra mediului de afaceri și nu comportă cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat. Impactul pozitiv poate fi evidențiat sub mai multe aspecte, printre care micșorarea cheltuielilor pentru business în procesul operării cu modificările în comerț, majorarea numărului notificărilor depuse online, minimizarea contactului direct dintre funcționari publici și antreprenori. Proiectul de lege a fost discutat pe larg cu principali actori implicați, reprezentanți ai autorităților publice, mediul de afaceri, avizele cărora au fost luate și în considerare la perfectarea proiectului. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului hotărârii Guvernului în cauză. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, totul e clar, expus bine, deci vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 9, domnul Sergiu Golovaci, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat. Proiectul este elaborat în temeiul articolului 8, alineatul 1, alineatul 2, litera A și B al legii 589 din 1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare, articolul 19, litera G și articolul 36, alineatul 1, litera B din Legea Finanțelor Publice și Responsabilități Fiscale, numărul 181 din 2014. Proiectul prenotat este elaborat în contextul intervenției operative a statului pentru protecția populației și instituțiilor care au avut de suferit urmare a rafalelor de vânt puternic, urmate de ploi, provocând prejudicii majore în mai multe localități din Republica Moldova. În special este vorba de satul Boșcana, raionul Creuleni, orașul Glodieni, satul Cașba, raionul Glodieni și localitatea Văsoca din raionul Soroca. Urmarea eliberării bunurilor din rezerve materiale de stat, în sumă de 505.706.000 lei, populația și instituțiile vor beneficia de ajutor sub formă de bunuri materiale, țiglă metalică, plăci de fibrociment și cherestrea. Astfel,
Implementarea prevederilor prezentului proiect necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat Agenției Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în sumă totală de 505.706 lei, pentru completarea stocurilor rezervei materiale ale statului. În baza celor expuse, rugăm membrii guvernului să susțină promovarea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul secretar de stat, stimați colegi, este proiectul care vine să aloce resursele financiare necesare, urmare a deciziei de astăzi a Comisiei Situații Excepționale. Dacă nu sunt obiecții, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Eu țin în numele Guvernului Republicii Moldova să mulțumesc tuturor angajaților Inspectoratului General Situații de Urgență care au intervenit rapid și cred eficient în aceste trei localități atunci când casele oamenilor au rămas fără acoperișuri, au ajutat cetățenii Republicii Moldova. Am informații și de la primare din aceste localități, am vorbit și cu doamna primar de la Boșcana, cu domnul primar de la Cașba Glodieni, deci vreau să mulțumesc tuturor celor care au ajutat oamenii rapid în acest moment dificil pentru ei. Subiectul numărul 10, vă rog continuați, domnul secretar de stat. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile legii finanțelor publice și responsabilități bugetare fiscale numărul 181 din 2014, regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgență a guvernului, aprobat prin hotărârea guvernului 862 din 2015, precum și în conformitate cu procesul verbal al ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 13 octombrie 2020. Scopul acestuia constă în alocarea de fondul de intervenție a guvernului a sumei de 2.272.837 lei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne pentru acoperirea cheltuielilor de achiziționare a serviciilor de demolare și de terasament a blocului de locuit avariat din strada Prietenii 153 din orașul Otaci, raionul Ochnița, precum și a cheltuielilor de transportare a deșeurilor provenite din lucrările de demolare. Conform devizului de cheltuieri, valoarea lucrărilor constituie 2.736.337 lei. Autoritățile publice locale din orașul Orhei vor aloca, ieșind din posibilitățile bugetului local, suma de 150.000 lei, iar Consiliul Raional Ochnița va aloca din fondul de rezervă a raionului 313.035 lei. La etapa implementării proiectului, Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile menționate pe măsura prezentării documentelor confirmative. Stimați membri ai guvernului, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt întrebări, să interveniți. Nu sunt. Acest bloc prezintă pericol pentru locuitorii orașul Otaci, respectiv, necesită a fi demolat. Prin efortul financiar comun a autorităților publice locale, dar și de la bugetul de stat, este necesar să înlăturăm acest pericol pentru cetățeni și să demolăm acea clădire. Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, cu această ordine de zi a ședinței de astăzi a Guvernului a fost epuizată. Vă mulțumesc pentru participare. Succes în continuare.